Ne bucurăm că ați dat curs invitației noastre pentru această conferință de presă de astăzi. Suntem bucuroși să vă anunțăm că în baza acordului de parteneriat și de prietenie și colaborare semnat între Partidul Democrat din Moldova și Partidul Social Democrat din România la 19 mai 2021, și în urma întâlnirii pe care am avut-o la 20 iunie curent cu domnul președinte al Partidului Social Democrat din România, domnul Marcel Ciolacu, în marja întâlnirii celor două parlamente, Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României la Chișinău, am stabilit de comun acord să oferim un spațiu de prietenie și de colaborarea noastră permanentă în Republica Moldova, biroului Partidului Social Democrat din Moldova, în Partidul Social Democrat din România, în Moldova, aici în sediul Partidului Democrat din Moldova, pe strada Maria Cebotari 4. Mă bucur să-l salut astăzi aici pe președintele biroului PSD România în Republica Moldova, domnul Iurie Ciocan, un om bine cunoscut în Republica Moldova, profesor universitar, doctor în științe politice, o persoană care este un expert incontestabil în dreptul electoral în Republica Moldova și un om care a contribuit foarte mult la dezvoltarea proceselor democratice din Republica Moldova. Suntem bucuroși că anume acest om este cel care va reprezenta activitatea PSD România în Republica Moldova și suntem bucuroși că această activitate va decurge aici în cadrul sediului Partidului Democrat din Moldova. Ni se pare absolut firesc ca două partide de sorginte social-democrată, două partide care fac parte din aceeași familie de partide politice europene din PES, din Partidul European al Socialiștilor, să contribuie la parcursul pro-european al Republicii Moldova, mai ales din perspectiva unei țări care are deja statutul de candidat în aderarea la Uniunea Europeană. Domnule Iurie Ciocan, vă ofer acest loc și vă doresc un bun augur în activitatea, inclusiv în biroul dumneavoastră aici, la PDM. Să fie cu doamnești. Bună ziua și, cum am zis acum, să fie cu Doamne ajute această inaugurare. Mă adresez tuturor cetățenilor români care se află în Republica Moldova cu acest anunț că noi am înființat acest oficiu anume pentru dumneavoastră, pentru a permanentiza comunicarea cu toți cetățenii români, comunicarea politică, scopul nostru fiind informarea cetățenilor români despre activitatea Partidului Social Democrat din România, atât în România cât și în Republica Moldova. Și cred că fiecare cetățean român care stă în Republica Moldova cunoaște bine acțiunile anterioare a Partidului Social Democrat în Moldova și cu multă atenție vă rog să urmăriți și acțiunile următoare care vor veni în susținerea cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor care au și cetățenia României. Ne aflăm, cum a spus și doamna președinte Băbuc, pe strada Mariei Cebotari numărul 4, în baza acordului de colaborare semnat între Partidul Social Democrat din România și Partidul Democrat din Moldova, vom planifica și realiza acțiuni comune, politice. Vreau să vă atrag atenția la prima acțiune care urmează să aibă loc în această toamnă, la inițiativa Partidului Social Democrat, susținută de către colegii din administrația publică din Partidul Democrat, va avea loc un for a administrației publice, ori a reprezentanților administrației publice din aleși PSD în România și aleși PDM, aleși locali în Republica Moldova, în cadrul căruia acelui for vor fi discutate noi proiecte de colaborare comună venite în ajutor și susținerea cetățenilor din Republica Moldova în beneficiu tuturor cetățenilor, nu doar celor care au cetățenii români. Sigur că, fiind un partid politic, Partidul Social Democrat se va orienta și către viitoarele alegeri care urmează să aibă loc în 2024, un șir întreg de alegeri, alegerile pentru Parlamentul European, alegerile pentru Parlamentul României, alegerile președintelui României, alegeri în cadrul cărora în Republica Moldova vor fi deschise cel puțin 30 de secții de votare
Și noi, eu și echipa care am onoarea să o conduc, vom depune toate eforturile ca numărul cetățenilor români care va veni la votare să fie mult mai mare decât am avut anterior. Se cunoaște din datele statistice că la precedentele alegeri am avut doar 37.000 de votanți care au venit la alegeri, ceea ce este o cifră extrem de mică dacă o comparăm cu potențialul și cu numărul cetățenilor români care sunt în Republica Moldova. Deci unul din scopurile mele și ambițiile mele personale este de a crește acest număr de alegători care să vină să voteze în alegerile din România, să-și exercite în așa mod drepturile sale cetățenești. Totodată, Partidul Social-Democrat din România apreciază foarte, foarte înalt acordul semnat, principiile stabilite în acel acord, principiile social-democrate și bine cunoașteți că Partidul Democrat din Republica Moldova este unicul partid politic în Republica Moldova, membru la Internaționala Socialistă și membru a Partidului European a Socialiștilor, deci este unicul partid social-democrat recunoscut internațional, partid care activează în Republica Moldova, și pentru noi, ca PSD, este cel mai firesc și natural partener, pentru care noi, politic, vom contribui cu toate cele ce ne stă în putință. Vă mulțumim foarte mult și, dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Aș dori să închei această luare de cuvânt în fața dumneavoastră, stimați colegi, cu a aduce cuvinte de felicitări secretarului general a Partidului Social-Democrat din România, domnul Paul Stănescu, care exact astăzi împlinește o vârstă frumoasă de 65 de ani. Îi urăm la mulți ani, toți plini de realizări frumoase, în folosul poporului român, oriunde ar trăi acești români. La mulți ani, domnul Paul Stănescu. Felicitări, domnule secretar general. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc.